Bună ziua! Numele meu este Neculai Marcel Flocea. Sunt șef de lucrări la Facultatea de Silvicultură din Suceava. Suntem în zona pădurilor Câmpul Lungului, așa cum ați spus dumneavoastră, sau mai precis în zona pădurilor Rarăului, în zona pădurilor Masivului Rarău. Particularitatea acestor păduri este aceea că sunt natural păduri de amestec de rășinoase cu fag, păduri în care molidul coboară, datorită condițiilor de climat, până la 600 de metri altitudine, lucru mai puțin întâlnit chiar în România, coboară în mod natural. Sunt păduri de o diversitate ecologică mare, dar care în timp, datorită unor politici forestiere, au fost modificate ca și compoziție, introducându-se masiv molidul, atât din cauza valorii economice, cât și datorită ușurinței cu care se cultivă. Motiv pentru care bradul și respectiv fagul au devenit tot mai puțin răspândite și a scăzut și stabilitatea ecologică a arboretelor. Da, de ce nu? Pădurea românească ocupă 6,2 milioane de hectare. La scara României, acesta este un procent de 27%, ceea ce ne situează un pic sub media europeană. Pădurile românești sunt alcătuite în principal din rășinoase, aproape 30%, 29 și ceva la sută, înțelegând prin aceasta molidul, bradul, pinul și laricele, cantonate în principal în zona de munte, păduri de foioase și între foioase cel mai bine reprezentat este fagul, aproape 32% din suprafața pădurilor României este ocupată cu fag, urmând stejarii, aproape 18%, și aici numim stejarii din zona dealurilor și câmpiei, până în câmpia forestieră, mai bine reprezentat fiind stejarul, gorunul, după aceea gârnița, cerul și stejarul pufos în silvostepă, și diverse foioase moi, care reprezintă aproape 5%, plopul, aninul, salcia și diversele foioase tari în completare, cred că este undeva între 17 și 18%, dacă memoria nu mă înșală. Acum, sigur că aceste specii nu formează arborete pure, sunt organizate în formații forestiere, caracteristice zonelor de relief și climatice existente. Se poate numi România o țară bogată în păduri, dar și săracă în păduri, pentru că altădată pădurea românească ocupa suprafețe mult mai întinse, dar datorită nevoii de teren agricol în principal, suprafața pădurilor în istorie s-a redus până la nivelul celei de astăzi, care este stabilă de vreo 70 de ani, n-a mai scăzut fondul forestier al României. Pădurea românească este gestionată după regulile, după un sistem de norme stabilite de stat. Să spunem că până în 1990 toate pădurile erau în proprietatea statului, așadar ea era gestionată după un sistem unitar de norme. Începând din 1990, datorită legilor retrocedării, legea 18, legea 1 cu modificări și completările ulterioare, o bună parte din pădurea românească a fost retrocedată, fie persoanelor fizice, fie unor persoane juridice, și numim aici primării, fundații, composesorate, astfel încât aproape 2 milioane de hectare au fost retrocedate până în prezent, dar sistemul de norme după care se gestionează este în continuare unitar. Este emis de Ministerul Silviculturii în cooperare cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice și o bună parte din pădurile retrocedate au fie structuri proprii de gestionare, fie sunt
gestionate în continuare de stat prin contracte de administrare sau de pază și alte servicii. Ca atare putem spune în continuare că și după sistemul legislativ, deci și de iure, și de facto, și de drept, pădurile românești sunt gestionate în mod unitar. Cu sigur variații de la caz la caz, pentru că suntem o țară în tranziție și lemnul ca resursă tentează chiar pe deținătorii pădurilor și sigur se pot face excese din loc în loc, însă acestea nu sunt de natură să caracterizeze sau nu au o pondere semnificativă. În principal, pădurea românească se confruntă cu problemele generale ale pădurii europene. Se susține că, în primul rând, ele trebuie să reziste schimbărilor climatice globale. Însă, cred că specific pădurii românești este tentația de a tentația unora de a obține din ele mai mult lemn decât capacitatea de suport. În condițiile actuale de criză și de tranziție prelungită de 20 de ani, lemnul ca resursă în zona de munte unde păduri, și de deal, unde pădurile sunt mai bine reprezentate, a constituit și va constitui o tentație uriașă. Probabil că tentația asta va dispărea dacă prosperitatea economică îi va determina pe proprietari, pe utilizatori, să apeleze la alte modalități de a-și obține și de a-și câștiga prosperitatea personală. Eu cred că, cel puțin pentru România, dar și pentru multe alte zone, o astfel de legătură este forțată. Pentru că, dacă mi este permis, am un argument foarte serios. Atunci când sunt inundați în Germania sau în Elveția, nu cred că se poate plânge nimeni de defrișări la scară periculoasă. Și atunci, transferând la nivelul României, eu aș spune că toată lumea ar trebui să conștientizeze faptul că pădurea nu este un burete nesfârșit, cu o capacitate de absorpție nelimitată. Atunci când precipitațiile depășesc anumite niveluri, este firesc ca evenimente ca acestea să se producă indiferent de starea pădurilor. Și apoi, pădurea nu este principalul responsabil în gestiunea scurgerilor de suprafață. Fânețele, pășunile, pajiștile naturale și ele au rolul lor. Nu putem acoperi suprafața unei țări cu păduri ca să scăpăm de riscul inundațiilor. Este absurd. Trebuie să nu picăm în extremism, în econazism. Adică, domnule, nu ne mai putem apropia de pădure pentru că, iată, vine apa. Pădurea necesită o gestiune echilibrată, necesită recoltarea la vreme a produselor sale și, în principal, a lemnului, pentru că lemnul, să ne înțelegem, este un material biologic care nu se conservă pe picior. După ce moare, reintră în circuitul de descompunere naturală și nu mai înmagazinează carbon, ci îl cedează înapoi naturii. Ori interesul nostru este să gestionăm pe durată prelungită carbonul, bioxidul de carbon înglobat prin fotosinteză în lemn. Și atunci recoltăm și creăm produse durabile. Nu conservăm pădurea pe picior numai de dragul de a ne mândri cu o suprafață forestieră imensă.